Salutare, prieteni de pe internet și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Katia, am 26 de ani și sunt însărcinată în 31, aproape 32 de săptămâni, adică 8 luni! Am intrat în 8 luni, ei! Da, acesta va fi un video mai lung, cu răspunsul la toate întrebările pe care le-am primit legate de sarcină. So, stay tuned! Mi le-am notat aici. Aceasta este a doua oară când filmez acest video, pentru că am încercat inițial cu camera și s-a oprit după 4 minute 57, iar eu am vorbit 40. O să încerc să nu mă lungesc de data asta și let's go! Cum ai aflat că ești însărcinată și cum ai reacționat? Ei bine, poveste lungă. Am făcut un test de sarcină și am aflat că sunt însărcinată. De fapt, am făcut multe teste de sarcină și multe au fost negative înainte de cel pozitiv, deși eram însărcinată. Așa că haideți să vă dau un pic de context. Ideea este în felul următor. Eu nu am avut un ciclu menstrual regulat, așa că în momentul în care mi-a întârziat ciclul menstrual, nu era ceva extraordinar și ieșit din comun. Însă, de data asta am început să am o sensibilitate mai mare în zona sânilor, am început să fiu mult mai obosită și eram mult mai moody, așa. Și am făcut câteva teste. Din momentul în care trecuseră 35-36 de zile de la ultimul ciclu menstrual, mi-am făcut un test, a ieșit negativ. După aia, în câteva zile, am început să am și dureri de ovare și am zis că, ok, hai să mai fac un test, mi-am mai făcut încă unul, a ieșit negativ. Și tot așa până am ajuns la testul cu numărul 6, care a ajuns negativ. Deci am avut 6 teste negative până undeva în ziua 44, ceva de genul ăsta, 43-44, de la ultimul ciclu menstrual. Și eram în Italia când am făcut ultimul test care ieșise negativ. Urma să ne vedem cu niște prieteni de-ai noștri tot acolo în Italia și voiam să știu și eu dacă mă pot bucura de o cafea mai tare, de un pahar de prosecco și una alta și am zis că nu, hai că-l fac și pe ăsta, al șaselea. Și era negativ. Ei bine, în momentul în care tot mergeam cu ei și ne plimbam și așa mai departe, am început să obosesc mult mai repede. Asta a fost o chestie care l-a șocat cumva pe soțul meu, pentru că eu tot timpul am fost itrezul ăla care umbla repede, 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 hai să fug până încolo, hai să fug până înapoi. Și vă dați seama că a fost un șoc pentru el că eu, soția lui, oboseam după 5.000 de pași. Ce e asta? Cum adică ai obosit? Nu, am obosit. Și ideea era că noi cumva ne întorceam duminică seara din Italia acasă, iar luni dimineață eu aveam programare la epilare definitivă. Și în momentul în care am ajuns acasă, am zis că mă dă să mai fac un test, că deja au trecut asta timp, erau 54 de zile de la ultimul ciclu menstrual și hai să mai fac un test, să mă asigur eu că mai... Nu, pot să merg la epilare definitivă și nu-i nicio problemă. Așadar, am ajuns acasă, era undeva 6 sau 7 seara, ceva de genul ăsta, și am luat un test, aveam câteva teste în sertar și am luat un test și în 10 secunde, care 5 minute, în 10 secunde s-au făcut două linii roșii. Eram șocată, vă spun sincer, a fost un șoc efectiv și tremuram. Am ieșit așa cu testul ăla din baie și l-arăt soțului meu și eram gen Sergiu, uite, 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 și era gen, ce se întâmplă, ce-i cu tine, care-i treaba? Și eram gen, uite, uite, uite. Și mă întreabă, ești însărcinată sau ce? Și eu zic că cred că da. Și eram așa super panicată, el s-a dus la duș și eu mă duc repede să mai beau jumătate de litru de apă, să mai fac teste, să văd ce și cum. Și am băut încă jumătate de litru de apă și am mai făcut două teste în seara aia, care iarăși după 15 secunde s-a făcut instant două linii roșii. Și am mai făcut unul și a doua zi dimineața. Da, a fost interesant. Cam așa. Cum l-ai anunțat pe soț? Tocmai v-am spus. Așa, care au fost primele simptome?
După cum am zis, oboseala, deci chiar oboseam mult mai repede, o sensibilitate din jurul sânilor și aveam niște dureri de ovare insuportabile. Dacă vă zic insuportabile, mă refer insuportabile. Apoi am aflat din ce cauză sunt, pentru că câteva zile mai târziu am fost la medic să confirmăm sarcina, să fie totul bine. Am fost la medic și acolo a fost așa un pic cu, cum să zic, cu un pic de două feluri. Pentru că nu am avut parte de un ciclu regulat, nu avea cum să calculeze care era vârsta sarcinii mele. Așadar nu știa neapărat dacă este o sarcină oprită din evoluție sau o sarcină mică, mică de tot. Deci a trebuit să mai fac niște teste și să testez nivelul de HCG la 24 și la 48 de ore. Iar pe lângă asta aveam trei chisturi foarte mari care îmi dădeau de fapt durerile astea de ovare. De ce zic chisturi foarte mari? Pentru că am avut unul de 8,7 cm, ceva de genul ăsta, unul de 5,5 și unul de 4,5 cm, unul lângă altul și erau dureroase, îmi dădeau dureri foarte serioase. Și medicul cumva m-a speriat un pic, zicându-mi că da, mai știe cazuri în care s-au absorbit, dar nu așa multe și nu erau așa mari. Și trebuie să am grijă și că există pericol de torsiune, respectiv pericol de hemoragie internă, că dacă nu eram însărcinată, aș fi fost operată și tot așa. Adică, cumva, a fost greu. Da, cred că ăsta e cuvântul potrivit. A fost greu din punct de vedere emoțional. Așa, așteptam să treacă perioada de risc cu nerăbdare. Da. Așa. Cum a fost primul trimestru? Ai avut grețuri. Încă am grețuri. Încă am grețuri și vărsături. Primul trimestru a fost greu. Exact din punctul ăsta de vedere, pe lângă oboseala era cruntă. Deci eu nu vă pot explica, nu cred că am fost în viața mea așa obosită cum eram atunci, efectiv. Mă puneam la amiază să dorm și dormeam câte două ore. Deci erau atât de obosită și moleșită. Și foarte puțină lume mi se pare că vorbește despre asta, că unul dintre simptomele astea îi oboseala. Și mare, gen, chiar e o oboseală foarte mare. Da, am avut grețuri, vărsături, puteam să vomit și de 11 ori pe zi. Asta mi-a fost recordul. Vomitam tot, apă, aer, lichid biliar, suc gastric, ce vrei tu, tot, absolut tot. Lux. Not. În ideea în care nu, când am fost dat analizele după primul trimestru, nu era neapărat foarte bine, eram super deshidratată, vă dați seama, am făcut și perfuzii și de toate. Da, a fost greu, a fost greu și din punct de vedere emoțional. Cred că din punct de vedere emoțional a fost mai greu decât orice, pentru că având în vedere că aveam problemele astea cu chisturile și am fost diagnosticată cu disgravidie sau, cum mi se spune în popor, sarcină toxică, abia așteptam să treacă perioada asta. Să treacă perioada de risc, cumva, de cel mai mare risc și să știu că totul e bine, pentru că să trăiești cu anxietatea e greu, sincer, e greu. Da. Doamne, când mi-amintesc, da, a fost cum a fost. Așa, ai avut amețeli? Cum te-ai descurcat cu jobul? Da, am avut amețeli, era și normal, să am și amețeli și stări de moleșeală și așa mai departe. Din cauza faptului că vomitam. Și nu, care treaba? Ce am făcut? M-am descurcat cu jobul cum am putut, având în vedere că am un program destul de flexibil la job și lucrez de acasă. Asta m-a ajutat foarte, foarte mult, sincer. Mi-am dorit să lucrez, am avut posibilitatea să îmi iau concediu medical, dar n-am vrut. Chiar am vrut să lucrez, a fost o perioadă în care am putut eu cumva să mă detașez și să mă simt utilă și mă bucur. Uite ce e cu firul ăsta de părăge. Uite, baby hairs! Încă o chestie mișto din sarcină. Baby hairs. Deci m-am descurcat. Chiar am fost foarte productivă și am avut rezultate destul de bune la job, ceea ce m-a ajutat foarte mult pe partea asta de self-esteem, cel puțin. Ai luat vitamine înainte de naștere? Înainte de sarcină. Dacă am luat vitamine înainte de sarcină. Nu.
Din contra, eu am avut sindromul ovarului polichistic, ceea ce l-a determinat pe medicul ginecolog la care mergeam în acea perioadă să îmi prescrie pastile, și anume anticoncepționale, pe care le-am luat o anumită perioadă de timp, și după ce m-am lăsat de ele, după perioada recomandată de către medic, pur și simplu am început să ne bucurăm de viața de oameni căsătoriți fără anticoncepționale și alte metode de protecție. Ai dureri de spate. Cum le ameliorez? Am dureri de spate. Am avut și înainte din cauza poziției pe care o aveam la birou. Acum însă am dureri în partea asta de jos. Scrumpe! Au. Mă scuzați, tocmai am avut o contracție Braxton Hicks. Încă o am. Și tai un pic din respirație și nu sunt neapărat cele mai ușoare. Pentru femeile care nu le-au simțit și la care nu au fost dureroase, mă bucur pentru voi. Cum le ameliorez? Durerile de spate din perioada asta. Folosesc o chestie din aia în care torni apă caldă și rămâne caldă, nu știu exact cum se numește. În limba rusă îi se spune grelcă. În limba română nu știu cum mi se zice. Așa că dacă știți voi, vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii. Și fac băi călduțe. Zic călduțe pentru că nu ai voie să faci băi fierbinți în timpul sarcinii, mai ales nu în trimestrul întâi. Un termometru acolo care mi arată dacă e o temperatură safe pentru mami și pentru bebe, și fac băi călduțe, care teoretic mă relaxează, ceea ce deja e bine. Și am fost la masaj prenatal. O perioadă destul de lungă de timp, de fapt. Dar că acum, anul la iunie, Smaranda, tipa foarte faină de la Maternity Club, este în concediu și nu mai merg. Așa, te confrunți cu retenția de apă. Da, se vede pe fățuca mea că sunt așa ușor umflățică, se vede așa un picuț. Nu se vede neapărat pe zona asta. Da, așa pe față se vede, pe degete se vede, am degetele mai groase și nu port inelul de logodnă și verigheta decât când ies din casă. Încă mă încap, spre marea mea surprindere, dar dacă vomit mai mult sau așa, încep să simt ca și cum mă taie, ceea ce e nasol. Și la picioare simt, dacă merg mai mult, deci clar, la picioare se simte foarte tare, efectiv, pot să simt că nu mai încap pe piciorul un papuc. De-aia abia aștept să se încălzească o dată și în Clujul ăsta nu să port șlapii. Da, dar nu foarte tare. Chiar recunosc că am văzut persoane care rețineau mult mai multă apă. Eu mă simt umflată, mai ales în zona asta picioarelor, cumva îmi văd picioarele mai mari. Mai, nu știu cum să zic, mai umflate așa, mai pufoase. Dar nu pot să zic că e ceva exagerat. Următoarea întrebare. Naștere la stat sau la privat? De ce? Naștere la privat. La clinica Novogin, cu medicul care îmi supraveghează sarcina, și anume cu dr. Daniela Pintican, pentru că toate experiențele pe care le-am avut eu cu spitalele de stat din România nu au fost extraordinare. Absolut deloc. Deci, eu îmi doresc foarte mult ca nașterea să fie o experiență pozitivă pentru mine și să-mi doresc să mai nasc. Și pentru asta am ales să nasc la privat. Și îi sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru faptul că avem posibilitățile acestea financiare și că ne permitem acest lucru. Și sper să fie totul bine. Doamne ajută! Câte kilograme te-ai îngrășat până acum? Nu cred că sunt eu neapărat omul după care să vă luați când vine vorba de kilogramele puse. Pardon. În momentul de față am pus 3,7 kg, 3,8 kg, cam așa. Dar nu eram foarte slab înainte de sarcină. Și am pus așa puțin pentru că am slăbit mult în prima perioadă. Am slăbit foarte mult în prima perioadă de sarcină, undeva vreo 6,5 kg sau 7, ceva de genul ăsta. Deci destul de mult, într-un timp destul de scurt. Și ce m-a ajutat pe mine cumva să ajung până în punctul acesta este că eu mă forțam să mănânc, indiferent de cât de rău mi era.
chiar dacă mi-era super, super, super rău, eu mă forțam să mănânc măcar ceva, că știam că asta îi face bine la bebe și asta trebuie să fac. Și mâncam. Așa făceam și cu apa. Cu apa mi-era și mai greu, credeți-mă pe cuvânt, dar așa făceam. Și asta cumva m-a ajutat ca așa undeva de pe la vreo 26 de săptămâni să încep să am poftă de mâncare mai ca lumea. Și undeva de pe la 24 de săptămâni medicul mi-a recomandat, dacă mă trezesc noaptea și mi-e foame, să mănânc. Și așa făceam. Mă trezeam noaptea, mă duceam la baie și mi-era foame și mâncam ceva, nu știu, o filie de cașcaval, niște nuci, niște crackers, ceva. Și asta a fost bine. Asta m-a ajutat. Ți s-a schimbat rutina de skincare? Da, am scos tot ceea ce este interzis în sarcină și anume acid salicilic, AHA, BHA, peeling-ul pe care îl foloseam săptămânal, retinoizii și am început să evit vitamina C pentru că nu vreau să fac pete de pigmentare și să folosesc mult, mult, mult mai mult SPF, exact din aceeași cauză, ca nu cumva să fac pete de pigmentare. Pardon. A trebuit să luăm o pauză pentru că mi s-a făcut îngrozitor de greață, dar am revenit. Ce folosești pentru vegeturi? Nu am făcut vegeturi până acum, slavă Domnului, însă ceea ce folosesc eu este o cremă hidratantă de la Mixa. O să pun o pauză cu ea undeva pe aici. Sper să nu uit. Sau dacă nu, o să găsiți link în descrierea acestui clip. Ai pofte? Ce pofte? Mai eu sunt pofticioasă de fel, adică nu pot să zic că vai, mi-e poftă de burgerul ăla de acolo sau de pizza aia de acolo. Mi-e poftă ce drept dacă văd pe cineva că mănâncă ceva lângă mine, însă chestiile pe care chiar le mănânc o grămadă sunt fructele și nucile. Fructele și nucile și cașcavalul Gouda. Deci aș mânca fructe și nuci. Mă refer la oleaginase în general, orice tip de nuci, migdale, miez de nucă, fistic, orice, deci toamne și o grămadă de fructe. Deci câte fructe am mâncat în perioada asta, cred că n-am mâncat în viața mea. Sigur n-am mâncat în viața mea atâtea fructe. Așa. Și asta mănânc chiar foarte des. Cașcaval din la Gouda, cu niște struguri și cu niște crackeri. Sună delicios. Abia aștept să mă duc la piață să-mi cumpăr căpșuni. Mâine! Așa. Ești tânără. Te simți pregătită de motherhood? Sincer, da. Și acum o să vă dau un pic de context. Eu și soțul meu suntem împreună de aproape 7 ani. Am început relația noastră când aveam 19 ani și el avea 22. Deci, cumva eram destul de tinerei și tot timpul când discutam planurile de viitor, copiii erau acolo. Erau acolo și povesteam cu mare entuziasm. Apoi am avut cumva totul planificat, dacă pot să zic așa, și bine pus la punct și mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile au mers așa cum trebuie. Pentru că eu nu îmi doream să mă căsătoresc înainte de a termina masterul, așa că soțul meu m-a cerut în căsătorie când aveam 23 de ani, deci când am terminat masterul. Ne-am căsătorit când am împlinit eu 24 de ani, cu un mic decalaj din cauza pandemiei, dar oricum a fost foarte fain. Și acum am 26 de ani și urmează să aducem pe lume o minune. Deci, din punctul meu de vedere, toate lucrurile sunt exact așa cum trebuie. E un timeline perfect. Iar pe lângă asta, ce a fost foarte important pentru mine este să existe o stabilitate financiară, inclusiv din partea mea, să am un anumit venit cu care să mă simt confortabil. Iar la jobul meu curent pot să spun acest lucru. De asemenea, ce a fost foarte important pentru mine este să fiu echilibrată. Și asta m-a determinat pe mine ca acum un an să încep să fac terapie și am făcut terapie și m-a ajutat foarte mult pentru că eu mi-am dorit să intru în mămicie vindecată. Vindecată de traumele mele, vindecată de experiențele care mi-au făcut mai mult rău decât bine și care îmi fac în continuare, poate, la un anumit nivel, mult mai scăzut acum. Și nu mi-am dorit nicio secundă să transmit mai departe traumele transgeneraționale și nu numai copilului meu. Și având în vedere că mă simt cumva așa echilibrată și din acest punct de vedere, da, cred că sunt pregătită.
Și pe lângă asta vreau să spun un lucru foarte important, că Dumnezeu are planul Lui pentru noi și pentru noi a ales momentul perfect. Atât. Așa, ai făcut sport în sarcină? Da, nu am făcut în prima perioadă până nu mi s-au absorbit chisturile, perioada aia în care a fost mai greu. După care am făcut, mergeam de între 24 ori pe săptămână la sală, în funcție de cum mă simțeam. Zic asta pentru că nu mai făceam la aceeași intensitate ca înainte, evident, dar pe lângă asta, eu în această săptămână am început să fac urticarie, în momentul în care mi se ridică pulsul. Și e nasol, mă umflu toată, mă fac așa foarte roșie, fac niște bubițe prin zona asta și mănâncă toată pielea și nu e cea mai plăcută senzație. Dar am făcut. Acum, de la 28 de săptămâni și 4 zile, medicul mi-a spus să nu mai fac, din cauza faptului că am colul scurtat și bebe stă în poziție, stă foarte jos și vrea să iasă. Și noi nu ne dorim acest lucru, noi ne dorim ca ea să se nască la termen și să fie un copil sănătos și să fie bine. Așa, cum a fost când ai aflat sexul? Va, a fost foarte emoționant, dar și foarte simplu, cumva. De ce zic foarte simplu? Pentru că când am aflat eu sexul copilului nostru, încă nu se ridicaseră restricțiile acestea de pandemie și nu putea să vină soțul meu cu mine, așa că am rugat-o pe doamna doctor să scrie pe o făiță și mi-a dat făița, a scris pe o făiță și am pătrit-o și am pus-o în portofel și nu am uitat. Trebuia să aștept acolo la Lumvogin ceva la recepție, nu mai știu ce trebuia să aștept. Și aveam așa super mari emoții, mami voia musai să-i zic și ei și am sunat-o și am zis, mami nu știu, mami nu știu, uite am o făiță. Și mergem să aflăm cu Sergiu și după aia o să zic și ție. Și i-am dat făița din portofel. Și s-a uitat la ea și am zis să citească el. Și mi-a zis și pe aia m-am uitat și eu și scria fetiță. Și ăla a fost momentul în care am realizat că e real. Și am avut atât de mari emoții, nu vă puteți imagina. Pentru că eu nu știam ce-mi doresc. Chiar nu știam ce îmi doresc. Și în momentul ăla am plâns, cred că vreo 10-15 minute în continuu și mi-am dat seama că o să aducem pe lume o minune, o fetiță. Și ce m-a copleșit pe mine foarte mult în momentul ăla a fost faptul că am realizat că fetița mea o să aibă parte de ceea ce eu am visat, și anume de un tătic extraordinar. Și nimic nu mă emoționează la fel de mult ca asta, pentru că să fii binecuvântat cu un partener extraordinar e un lucru foarte mare. Dar să fii binecuvântat cu un tătic extraordinar e un lucru ceresc. Cel puțin eu așa văd lucrurile, pentru că mie asta mi-a lipsit. Și știu că Sergio o să fie un tătic extraordinar pentru fetița noastră. No, bun, mi-au revenit un pic. Hai să vedem mai departe. Cum au reacționat familia și prietenii? Au reacționat fain, dar de fapt depinde care și cum. În primul rând vreau să spun că inițial mi-am dorit foarte mult să nu spunem familiei deloc până nu trece primul trimestru, având în vedere că tot am avut riscurile pe care le-am avut, risc de torsiune de ovar, de hemoragie internă, de tot tacâmul. Și fiind sarcină cu risc, nu mi-am dorit să anunțăm. Însă, la un moment dat, după ce am mai fost la un alt control și cumva chistola mare numai nu se micea, deși luam tratament cu progesteron, eram foarte abătută, foarte, foarte abătută și simțeam cumva ca și cum corpul meu mă compromite și îmi doream foarte mult să pot să vorbesc cu cineva și atunci am vorbit cu soțul meu și am zis că eu vreau să sun pe mami și vreau să-i zic. Pentru că vreau, simt nevoia asta de a povesti cu cineva, de a vorbi cu cineva. Și atunci am sunat-o pe mami și i-am zis. Asta era undeva pe la 8-9 săptămâni, ceva de genul ăsta. Și ăla a fost momentul în care i-am zis că ok, poți să le spui și alor tăi, pentru că așa ar fi corect. Nu pot să spun numai lui mami și alor tăi, nu. Și uite așa. Și s-au bucurat foarte mult, mai ales părinții lui, pentru că sunt un pic mai în vârstă.
Și s-a bucurat foarte mult, dați seama, prima nepoată, adică, nu, e un vis cumva pentru ei, mai ales tata socru, vai de capul meu, atâtea, apropo, răbătut în continuu, cât acum a fost fericirea lui și mama sa, cred, s-a bucurat foarte mult și acum deja tot timpul întreabă, primul lucru pe care îl întreabă e ce face bebe în burtică. Mama mea s-a bucurat foarte mult, numai că cumva îi se părea ireal și acum îi se pare ireal și câte îmi zice că nu vine să cred că puiul meu o să aibă pui. Nu vine să cred că puiul meu o să aibă pui. Dar da, uite, așa e viața, așa e ciclul ăsta al vieții și așa funcționează lucrurile. Printre prieteni, unii au reacționat foarte fain, alții au reacționat foarte meh. Și aici vreau să spun o chestie. Dacă cumva sunteți o persoană care are frici și temeri, când vă anunță cineva că urmează să aibă un bebe, nu proiectați fricile și temerile alea peste persoana respectivă, pentru că nu are nevoie de aceste emoții, absolut deloc. Deloc, credeți-mă pe cuvânt. Am avut experiența asta, am avut parte de o asemenea reacție și a fost foarte dureros. Și nu-mi place, nu-i bine. Pe de altă parte, au fost oameni de la care nu m-am așteptat, care au reacționat foarte fain. La un moment dat am ieșit cu o prietenă de-a mea în oraș să mâncăm. Și i-am spus că sunt însărcinată și reacția a fost așa cute, era gen vai, Doamne, nu-mi vine să cred, ce fain, o să fiți cei mai faini părinți. Și tot zicea chestia asta și m-a încurajat foarte mult. Deci și reacțiile astea chiar contează. Așa. Următoarea întrebare. Ce suplimente și medicamente iei sau ai luat? Acid folic, Femibion, în primul trimestru. Am luat progesteron, Arefam, am luat Nospa pentru dureri, cât am avut COVID, am mai luat și paracetamol un picuț, am avut COVID în timpul sarcinii, apropo. Ce am mai luat? Acum iau Osteocare Calciu, Magnerot Magneziu, Femosun cu acid folic. Iau în continuare, deci sunt în trimestrul al treilea pentru că în continuare vomit. San D3, vitamina D, Tardiferon, fier, progesteron, Arefam și Nospa la nevoie pentru contracțiile destul de dureroase pe care le am. Cred că n-am ratat nimic. Nu știu sigur. Cred că nu. Așa, ai citit ceva legat de sarcină? Da, am citit cartea What to Expect When You're Expecting sau La ce să te aștepți când ești însărcinată. Nu este o carte pe care o recomand neapărat, pentru că sunt foarte multe detalii legate de cum se practică lucrurile în state. Și de ce să zic că nu o recomand neapărat? Pentru că, gen, acolo lucrurile stau super diferit și îți spune nou, la ce să te aștepți la următoarea ecografie, la 20 de săptămâni, când tu, de fapt, ai aflat chestia asta acum 3 săptămâni pentru că ești în România și mergi la privat. Deci, chestiile astea nu au fost neapărat relevante. În afară de asta, pot să zic că mai iau foarte mult după Pregnancy App, Pregnancy Plus, pe care îl folosesc și caut pe net de fiecare dată What to Expect in Week, whatever. La ce să te aștepți în săptămâna 31, spre exemplu, și îți spune și despre schimbările cumva pe care le ai tu în corp, cât și de ce se întâmplă cu bebe și așa mai departe. Ți-au dispărut defectele epilării definitive după ce ai rămas însărcinată? Mai sincer, nu pot să zic că mi-au dispărut și de ce zic chestia asta? Pentru că au fost, dacă aș fi rămas însărcinată fără să merg la epilare definitivă deloc, cred că ar fi fost mult mai rău. Pentru că acum nu crește la fel de rău cum creștea înainte să mă duc la epilare definitivă. Deși clar, vă dați seama că nu mai e la fel. Nici nu se pune problema. Clar, o să trebuiască să mă reapuc. Da, și 31 de săptămâni, plus că nouă după ce naș, mi-a trebuit să aștept vreo 6 luni. Nu e la fel. Dar totuși nu pot să zic că au dispărut de tot efectele epilării definitive, pentru că crește mai greu față de cum creștea înainte. Fetița va avea camera ei? Nu, cel puțin nu acum. Are colțișorul ei la noi în cameră, cu pătuți, cu biroul meu care a fost transformat săptămâna aceasta în colțișorul ei, unde va fi și o salteluță de schimbat și totul așa pentru ea. Va fi în dormitor cu noi. Cum simți că te-ai schimbat
în timpul sarcinii, cum te-a schimbat sarcina? Sincer, cred că sarcina aceasta m-a făcut mai puternică. Chiar simt lucrul ăsta, pentru că au fost perioade în care mi-a fost, nu greu, dar foarte greu. Și totuși mă gândeam așa că merită. Pentru bebe sunt bine, pentru bebe sunt puternică, pentru bebe mă țin în mâini. Efectiv, când aveam stări de leșin, puteam să mă sprijin de ceva și îmi ziceam, nu, tu nu leșini, tu nu cazi, tu trebuie să fii bine. Am căzut o singură dată în timpul sarcinii și după aia nu s-a mai întâmplat, doar așa stări din astea în care trebuie să mă sprijin de ceva. Da. Când ai simțit primele mișcări? Primele mișcări le-am simțit la 18 săptămâni și 2 zile. Cred că am simțit ceva și înainte, dar la 18 săptămâni și 2 zile le-am simțit sigur. De ce țin minte așa bine ziua aia? Pentru că eram la Aliona la programare la Gene și la un moment dat așa am simțit ca niște fluturași în stomac. Dar chiar ca niște fluturături, știți, ca așa care așa foarte finuțe, dar pentru că stăteam cumva întinsă, am simțit foarte bine și am zis, stai așa că simt ceva. Și a fost foarte fain, chiar am făcut momentul ăla. Acum deja e kickboxing, care e fluturaș. Și ultima întrebare, care crezi că a fost cea mai grea perioadă pentru tine? Cred că cea mai grea perioadă pentru mine este acum. Cât de nașpa n-ar suna asta, ăsta este adevărul. Pentru mine cea mai grea perioadă este acum. În continuare am grețuri și vărsături. În continuare vomit de minim 2 ori pe zi, maxim 6, în dependență de zile. Am avut o perioadă mai chill când vomitam numai de 2-3 ori pe zi. Dar acum, recent, de când am început să am și un acid, un reflux gastric foarte pronunțat și episoadele mele de vomitat sunt mult mai violente. Și chiar zilele trecute am avut așa, cred că a fost cea mai grea zi, pentru că efectiv am început să am acid, m-ardea efectiv din stomac până aici, nu pot să explic cum cât de tare m-ardea și să vomiți în timp ce simți arsura aia gastrică e foarte greu și am ajuns să-mi rănesc atât de tare să fac încât să scuip sânge, să vomit lichid biliar, timp în care aveam și contracții destul de dureroase și îmi și curgea sânge din nas. Deci, greuț. Chiar aseară am avut un episod de genul acesta, eram la ora 12 și ceva, stăteam în pat, aproape ațipiam și m-am dus așa random la baie și mi s-a făcut foarte, foarte greață dintr-o dată, aveam acid, am început să vomit și culmea că mâncase numai niște afine, adică după cum ziceam, am început să vomit cu tot cu acid, aveam contracții, început să scuip sânge, da, a fost greuț. Și asta îmi dă cumva și o stare de oboseală acută, mă simt epuizată. Deci cred că cea mai grea perioadă din cele pe care le-am avut până acum este acum. Plus că trebuie să stau în poziție orizontală și eu toată viața am fost ca un titirez, iar acum trebuie să stau la recomandarea medicului mai mult în pat și e foarte greu. Deci, da, nu e o perioadă ușoară. Puiuții nu vin ușor pe lume, cel puțin nu în cazul meu, dar, sincer, cred că este o binecuvântare enormă faptul că ajungem să fim purtătoare de viață. Și auzeam asta de multe ori la multe femei, dar nu realizam, sincer vă spun că nu realizam cât e de mișto și nu realizam ce înseamnă asta. Înseamnă atât de mult. Și e o binecuvântare enormă să porți viața în tine și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere și sănătate, să duc sarcina asta cu bine la bun sfârșit și să aducem pe lume un copilaș sănătos, fericit și liniștit. Astea sunt lucrurile pe care le rostesc în fiecare seară peste bebelușul acesta împreună cu soțul meu și sunt sigură că totul va fi bine și că va merita. Abia aștept să o cunosc, da, nu prea repede, te rog. Acesta a fost clipul cu toate întrebările. Vă aștept și pe Instagram și pe TikTok, Katia Love. Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până acum. Vă pup și vă cuprind!